Ca să particip la Vocea României, m-a convins mama. Eu urmăresc de foarte mulți ani, adică de la începuturi până la urmă, emisiunea asta și cred că anul ăsta m-am simțit cea mai pregătită. Am ajuns să iau contact cu mai mulți oameni, să fie mult mai mulți oameni interesați de ceea ce fac eu și în afara concursului. Și cred că mi s-a schimbat un pic și definiția succesului. Cred că, până la urmă, succesul nu este numai ceea ce se vede afară, ci ceea ce simțim noi în sufletul nostru. Dacă ești cu adevărat împlinit, atunci mi se pare că ai succes. Am primit de la Tudor multe, multe sfaturi. Dacă ar fi să aleg unul singur, ar fi acela de a mă bucura de călătorie și nu numai de destinație. Da, nu mi s-a spus niciodată că muzica nu este pentru mine, dar dacă mi s-ar spune asta vreodată, cu siguranță nu aș lua în seamă, aș zâmbi și mi-aș face cu mâna și eu mi-aș vedea în continuare de treabă. Nu renunț la visul meu și mă motivează foarte mult ideea că succesul și curajul mi se pare că sunt puternic corelate, pentru că, practic, dacă nu ai curaj, încredere în tine, să încerci lucruri, să te descoperi, nu ai cum să atingi succesul. Eu am lucrat mult la partea asta de încredere și încă mai am, sunt convinsă. Cea mai mare realizare a mea de până acum este momentul prezent, prestația mea la Vocea României. Mi s-a spus din toate părțile că drumul către succes este foarte greu. Am simțit-o pe pielea mea și, oricum, marele succes bănuiesc că nu l-am atins și nu știu dacă o să-l ating vreodată. Mă mulțumesc deocamdată cu succese mici, pentru că, cu adevărat, este mai importantă călătoria și ceea ce câștigăm de pe urma călătoriei decât destinația.